Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva vă invită să vizitați o expoziție inedită în aer liber intitulată Marea Unire din 1918, secvențe hunedorene. Prin această expoziție, instituția muzeală de Veană dorește să ofere tuturor locuitorilor municipiului și nu numai prilejul de a celebra măresul eveniment istoric petrecut la Alba Iulia, cel al Unirii din 1 decembrie 1918, marcând totodată Ziua Națională a României. În acest an, Muzeul Civilizației Dacice și Romane s-a gândit să ofere o expoziție în aer liber pentru a celebra ziua de 1 decembrie 1918 și implicit actul Marii Uniri și de a sărbători Ziua Națională a României. Ne-am gândit la o expoziție de panouri în afara clădirii pentru a putea avea acces cât mai multă lume la aceste informații. Sunt informații generale și printre aceste informații legate de momentul de la 1 decembrie 1918 se pot vedea documente de epocă, se pot vedea fotografiile delegațiilor care ne-au reprezentat la Alba Iulia, precum și câteva dintre mărturiile celor care au participat la acest eveniment. În cele 6 panouri puse la dispoziția vizitatorilor se regăsesc informații referitoare la etapele principale ale pregătirii Unirii, imagini cu documente și presă din epocă, fotografii din timpul discursurilor publice, fotografii ale delegațiilor care au reprezentat toate zonele hunedorene, mărturii ale participanților la adunarea națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Două coduri QR aduc informații suplimentare celor care vor să afle mai multe prin intermediul publicațiilor digitizate ale muzeului. Deci prin intermediul acestui cod QR putem să aflăm, de pildă, mai multe date despre acest personaj care este portdrapelul Gărzii Naționale de la Orăștie, Valeriu Pascu. Este hunedorean de-al nostru, este născut la Săcărâm și a trăit în Orăștie și el, ca și comandant al Gărzii Naționale din Orăștie, a fost la Alba Iulia împreună cu mai mulți gardiști pentru a asigura liniștea și ordinea publică în cadrul evenimentului. Cu ajutorul acestui cod QR puteți să obțineți mai multe informații legate de hunedorenii care au participat la Marea Unire. Este o lucrare scrisă de domnul Joachim Lazar, fostul nostru coleg, care ne poate oferi mai multe informații. Expoziția este amplasată în zona Lapidarium a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, iar accesul este gratuit, putând fi vizitat în fiecare zi până după sărbătorile de iarnă.